Salutare, dragi prieteni, și bun găsit la un nou videoclip din seria noastră de... Eu vreau să zici șarpe. Nu înțeleg pe ce stai și plângi. Că mă uit pe YouTube Trading. Și ăla ce face? Că nu înțeleg. YouTube Trading e gen clipuri care încep să fie din ce în ce mai populare într-o țară. Și pe YouTube Trading e numai chestii despre manelista aia care a murit. A, Denisa. Cum o cheamă, nu mă interesează. Și numai idioti pe training și vloguri de ăștia de 2 bani. Bă, păcat că a murit, serios? Bă, păcat că a murit, zic și eu, că e păcat că a murit, că, na, doamne, a murit o persoană. Dar faza că toată lumea exploatează subiectul ăsta și Antena 1 și toți. Mă enervează. Salutare, prieteni, și bun găsit la un nou videoclip din seria noastră de subscripting. Sunt aici împreună cu Mihai. Salutare, lume. Astăzi o să învățăm cum se transformă un server din Dini în MySQL. Pentru că sunt mulți care nu știu asta și ar fi bine să învățăm. Ok, cu alte cuvinte, dacă aveți serverul pe fișiere, astăzi învățați cum să-l faceți pe MySQL. Și începem prin a transforma cel mai popular game mode, adică Godfather-ul, care e pe INI, inițial era pe INI, îl vom face pe MySQL. Fără absolut nicio eroare. Da, noi sperăm. Acum vedem ce iese. Ok, știi care e prima chestie care trebuie să o faci când editezi un game mode? Care? Să nu ștergi creditele, ci să te dauge acolo subtil. A, da, corect. Da, perfect. Acest game mode nu-l pun la download, vreți să convertiți pe MySQL, vă uitați la tot video, nu vă dăm download la el. Bă, crede-mă că nu vine să cred că facem asta. De Dar ce? Vezi că nu ai plugin-ul băgat. Ai plugin-ul băgat? Bă, compilez cu, pentru cei care urmăresc tutorialul, compilez cu... Bă, vezi că nu o să ai tot ce trebuie. Bă, am tot ce-mi trebuie. Că am făcut înainte de a pune înregistrarea, m-am pregătit mare. Uite, pe băiat bun. Uite aici, avem aici. Nu am mai scris nimeni, bă, dar am mai scris. Ne-am definit un host și o parolă. Dăm copy-paste din game mode-ul care e public. Măcar vă mai ușurăm viața, știi? Ce nu le dăm să facă totul de la zero. Bă, dar ar fi păcat. Dăm aici new, trebuie să creăm o nouă bază de date pentru gamerul nostru, o vom numi SampGF. Foarte creativ. Dăm create. Se vede cam bruiat așa, nu înțeleg nimic. Dacă dai-o repede între ecrane, da, probabil. Uite acum, da, uite acum văd. Da, că mă jucam eu cu ecranele. Da, în noua bază de date creată facem un tabel și pe care îl vom numi users. De la utilizatori. Păstrăm tot game-ul pe engleză, ok? Da. Ok. Acum, ne ducem la câmpul cu p-info, parcă se numește? Da, p-info e aici. Și aici așa, key, level, admin, donate rank, upgrade, connected time, bla bla bla. Toate astea trebuie să le transpunem în MySQL. Toate câmpurile. O să facem cu time place, nu? Fast forward, cum îmi place să-i zic. Sau cum îi zice Mauriz. Ok, la PK parcă era parola, nu? Bă, mâncața sufletul, dar închide faza aia cu Skype-ul, că mă văd ăștia de mă apelează numai. Acum. Bă, nu. Cum? Aia, aia de X. Gata. Dăm aici ID. Te zic că în cel mai rău caz se apelează copiii care vor cont pe România Roleplay. Bă, oricum n-am jucat în viața mea și habar n-am. Foarte bine. O să dăm o tură dacă vrei să-ți explic, facem și video ce înseamnă România Roleplay. Mhm. Da, de ce nu? Facem 128 de caractere, cât pentru Whirlpool. Facem ID-ul, câmpul cu ID pe care îl vom face cu auto-increment. Adică fiecare utilizator care o să fie... se vor registra, da, are plus plus. Aici username, parolă și acum începe distracția. Fiecare chestie de ce nu trebuie să o copiem. Eu o să copiez fără P-ul ăsta din față și fără... Bine, aici nu știu ce-i G-ul. Mă rog. Ideea că o să păi copiez... Păi G-ul e bălea, știi tu. Nu știu. Nu știu. Lasă. Treci peste. Toate astea cu P-ul le copiez în MySQL și pune pe fast forward.
deci acum am dat de health și de SP health, care sunt două variabile tip float, nu sunt întregi cum am întâlnit până acum, așa că trebuie aici să umblăm și să punem numeric, selectăm float. Și așa procedăm și pentru următoarea. Punem float. Iar acum ne întoarcem la fast forward. Am terminat de introdus tabelul MySQL, dăm pe save. Ok, char int r MySQL reserve key keywords. Ah, bine. Că char și int și asta trebuie să-l modificăm. Să-l modificăm denumirea aia, unde am scris char. Uite aici să scriem în loc de char, punem caracter. Ce zici? Da. Caracter. Că e salvat, e the name is reserved, bine, skin punem atunci, save, și int, e de la interior, parcă, aici vrea să se refer la interior, da, unde v-am scris noi, pe lângă local, știu că l-am pus. După ce am pus local, am pus și intuit aici. În loc de int, punem interior. Știi că să nu avem conflicte. Da, normal. Perfect. Parcă de la interior vine, da. Da, de la interior și vine. Acum, avem aici... Interior, cred că facem 5 ore. Nu e de 5 ore, că îl scurtez. Avem pe info și mai avem un player register, parcă nu? La care trebuie să fim atenți. Da. Nu setează nimic la început, nu? Valori default sau ceva. Păi, pune aici, cred că... în bază te pune aici niște valori default, văd. Și mai pune... atâta. Pune doar aici valorile astea pe care să le punem și noi în bază date. Pe X aici change. Punem default, as defined, punem ăsta. Trebuie să schimb de aceea. Păi da, pe aici selectezi gen, când se face o conă, ce valori să primească inițial. Da. As defined, punem ăsta, dăm save. Refresh aici, plus Z, change, și punem as default, as defined, 13.5. Prima dată facem users, după aia facem și chestia cu misiunile, chestia cu ticket-ul, adică știi, pentru banner. Ok, am făcut un player registru, iar acum mai trebuie... on player. Nu atât ne trebuie doar. Hai să facem conexiunea cu MySQL, nu? Să scriem linia MySQL collect. MySQL connect. Dar mai întâi trebuie să definim o variabilă denumită GSQL, care va fi efectiv ID-ul conexiunii. Că poți să ai două conexiuni de MySQL într-un game, de exemplu. Da. E pe bune? Da. Interesant. De exemplu, dacă vrei să faci o manevră, să transmiți datele unui jucător, faci conexiune către baza ta de date și transmiți pe la spate, știi? Nu faceți asta acasă. E, cine v-a făcut-o? Nu o să dau eu nume. Da, intrăm la un game mode init
Și la fel și la noi aici, on game mode init și punem conexiunea la bază de date. Adică noi putem să le facem și noi de la zero. Dar am zis să folosim, să vă arătăm cum folosim și ceea acel ce... game mode pe da. Care noi lucrăm. Ceea ce avem deja și ceea ce aveți și voi deja în calculator. Trebuie să pui MySQL close la un game exit. Da, atâta. Nu mă uităm aici la ce funcție a fost adăugată. Un player pool, cică un game mode. Nu există un game mode exit, ești nebun? Nu există. Pe bune? Nu există în Godfather așa ceva. Cum să nu există, mă, ce ești nebun? Un game mode exit, uite, un game mode exit. Nu există. O să mai facem o modificare pe care n-am precizat, o să punem game mode-ul pe game mode-ul, login-ul pe dialog. Login și register. Pentru că nu sunt, în serverul Godfather original nu sunt trecute pe dialog. Ok. Acum facem o variabilă MySQL race check care o să vă explic imediat ce face. Nu știu ce face, nu? N-am, nu știu. Ok, asta e foarte, o chestie foarte inteligentă pe care o să o înțelegi imediat. Ia să vedem, de pe aștept. Aici sunt foarte multe new-uri care mă enervează, trebuie să tăiem din ele când optimizăm. Ne facem MySQL race check. Acum ne întoarcem la un player connect, de fapt, ne întoarcem. Ok, și copiem tot ce e aici. Bine, aproape tot ce e aici, că aici e chestie. Am făcut și noi chestiile de helper, știi? Da. Un player connect, bla bla bla. Facem aici MySQL race check plus plus de player ID. Aici ca să facă... Încercăm să protejăm game-ul, adică să nu fie spart. Da, aici dă empty la toate chestiile din player info. O să face și în această chestie, numai că nu se numește... Pe info. Pe info se numește? Da, pe info. Păi nu. Așa, pe unat. Bravo. Ok. Și player info de player ID. Ai dreptate. Ok, ce mai trebuie? Mai trebuie asta cu helper, nu ne trebuie. Asta cu get player name o să ne trebuiască. Player info. De player ID de pune. Există pune în pune info. Pune, cred. Nu există. Și atunci de unde lua ăsta numele? Cu get player name, cred că îl punea mereu. Da, ceva de genul foarte ineficient. Am făcut noi câmp nou, pname. Ok, și trimitem un query de forma aceasta. Făcea mereu new pname și după aia punea, știi? Ineficient, ca naiba. Da, corect. Ok, select all from tabelul nostru se numește users, where username, la noi la fel username se numește și vom da player info de player ID de pname. Pname în față și pname și aici. Și MySQL to query, aici se numește funcția un player data loaded, însă noi o vom numi altfel, un player login se numește. Deci hai să ștergem liniile astea, fiindcă astea sunt inutile din moment ce noi am făcut chestia cu empty, știi? Da, normal. Ok, aici verifică... Astea cu player ID sunt bune. Uite, pull a name, vezi? Aici verifică dacă există sau nu și dacă nu există înseamnă că nu are cont făcut. Și etc. Partea asta o ștergem, nu mai trebuie. Păi, și ce facem? Eventual, hai să o comentăm. Să fim băieți finuți. Da. Păi stai mă, bă, stai așa. De ce o ștergem? Noi nu mai facem login? Facem funcție pentru login. Pui mei. Un player login facem. Mhm. Băiatește mă, știam mă, ce ai.
Na, ștergem asta cu new pull name și new string. Nu ne trebuie. Uite ce spun eu pe aceea. O să pun câteva. Mă super. Ok. Should return a value. Da, noi am pus. Bă, ți-am arătat ce am aceea la Dula Pure. Nu. Ți-am arătat, nu da de cul. Mă rog. Punem return 1. Romu. A, da, chiar. Am aceea lângă mine. Bravo. Și un vinul la picioare. Pe noi ca Romu, 40 de grade. Se mai întâmplă. Ok, facem funcția, se numește onPlayerLogin la noi, care va avea doi parametri, player ID și variabila noastră creată mai devreme, gmsqlwaitCheck. Explicăm ce face, că nu înțeleg. Hai să mai întâi să căutăm dacă există funcția onPlayerLogin. Aparent există. Nu? O vom comenta și vom face și funcția noastră public onPlayerLogin MySQL. Nu? De ce? Facem o altă funcție și pe asta o comentăm. Păi da, mergea login normal. Nu chiar, că a face altfel parametri. Hai să vezi cum o facem. Dar eu de ce știam că merge și login normal? Bine, ce primește? Login. Hai că facem complet login atunci. Și o modificăm să noi. Să nu încurcăm, adică... O modificăm noi. Sau să facem direct function. Asta o facem mai târziu, la îmbunătățiri. Ok. Ce parametri zicem care e un player login-ul nostru? Păi... Player ID și MySQL WaitCheck, care amândouă sunt două int-uri. Player ID și MySQL WaitCheck. Două int-uri primite prin parametru. Modificăm și aici, avem player ID și MySQL WaitCheck. Dar ce face chestia asta, că nu mi-explicași până la urmă? Îți explic acum. Deci când un jucător se conectează, da? Da. Tu spui serverul de MySQL, extrage toate câmpurile pentru utilizatorul cu ID-ul ăsta, corect? Da, corect. Da. Ideea e că chestia asta ia foarte, foarte mult timp. Înțelegi? Da. Nu mult, că nu ia ani sau chestii, dar o secundă, două sigur ia. Ce se întâmplă dacă în același timp jucătorul iese înainte ca să se termine instrucțiunea asta? Păi nu știu ce se întâmplă. Și intră altul în locul lui, cu același ID. Dacă se întâmplă chestia asta, atunci jucătorul nou intrat va avea toate datele din MySQL a jucătorului care a ieșit deja, știi? Da. Și atunci punem o variabilă RaceCheck care va număra de câte ori s-a conectat jucătorul cu ID-ul respectiv. De exemplu, jucătorul cu ID-ul 2, RaceCheck 1, RaceCheck 2, RaceCheck 3 pentru fiecare jucător intrat, alt RaceCheck. Da. Păi și la game mode-ul normal, de exemplu la Godfather, apare la log, la un player login, mă uitai, player ID și password. Da. Asta ce face? Ne-a modificat. Are... Acolo era funcția era de genul există contul cu numele ăsta și parola asta. Dacă nu există, înseamnă că parola nu era bună, știi? Da, m-am prins acum. Acum vei face cu RaceCheck și să vedem cum avem la un player data loaded, se numește la noi în game mode. Aici explică ce înseamnă RaceCheck-ul. Copiem de aici. Pac, 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 pac. Da, și făcurăm și pe dialog. Corect. 2 în 1, ca cafeaua. Aici noi am numit variabila testul din parametru în loc de RaceCheck, economim MySQL RaceCheck și aici dacă nu se potrivește câmpul ăsta cu câmpul global, înseamnă că a fost un decalaj, știi? Și de da. Aici eventual mai putem pune noi mesaj, vedem. Aveți să pui acum player info. Și da, aici punem. Păi șmecheria cu control F, că na. Aici salt, noi nu punem salt, o să punem doar warp-ul și atât. O să securizăm după, nu trebuie să știți voi cum o să securizăm noi următorul Godfather. Corect? Corect. Se pare normal. Player info. Aici trebuie să facem
un ID pentru cache. Ok, bla 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 bla. Clear info. Pname. Bla 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 bla. Ceva timer de login, hai să-l comentăm unde trebuie. Aici e A, cât să casă. stai, să te loghezi. Na, Da, unde exact, trebuie. unde trebuie. Mai rugăm aici player info de pname. Punem, perfect, perfect. Și cam atâta. Până-i perfect, perfect, știi, cam așa. Da. Aici verifică bla 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 le preia dacă există fișierul. Dacă Ăsta cred nu, că trebuie refăcute toate. aici setează, uite aici. Mai trebuie setate în variabilele de MySQL de la început. Asta n-a Da. setat bine parametrii ăștia. Așa sunt parametrii de început. Gen când după ce îți faci contul, știi, nu i-am setat bine. Îi setăm acum. Ne-a Asta scăpat. pui tu pe rapid. Da, normal. No, comentăm toată chestia asta, ca asta se va executa după ce preia câmpurile din MySQL. Vom face o funcție separată ca să preia toate câmpurile astea, știi? Da. Care iar pune pe fast forward. Ok, Dar li de ce se... nu le ștergi? le punem, le comentăm. No, mai bine e să le ștergi, că amețim pe aceeași. Le ștergem după. Nu-i bai. Ok, ăsta nu era pe MySQL, corect? Da. Dacă nu găsea astea bune, îi dădea kick. În schimb, noi avem două dialoguri, dialog register și dialog login, pe care le vom copia de la noi să vedem ce ID-uri au. Pune și noi dialog login și dialog register. Aici sus de tot. După new. Nu mai suflă în cască. Eu suflet în cască. Da, punem la un dialog response, vedem ce au ăștia și vedem și ce are domnul nostru, un player. Cum se numește? Dialog response. Nu e nimic pe dialog în Godfather. Ba da, de ce n-ar fi? Nu e nimic pe dialog în Godfather, ești nebun la cap? Bă, nu cred că au pus ăștia. În 2007 nu exista dialogul? Nu cred. Că și login nu era pus pe păzuși. Asta e ca Era în... cu... Acum ne întoarcem în trecut, știi cum erau vremurile bune. Cu cât mai puține chestii, totul era simplice, tot atâta dealership și ce tot atâta prostii. Da. Saltul nu ne trebuie. În schimb facem noi variabila, e o variabilă numită hashPass, care noi o vom avea de 128. Și stai să mă uit în RG3 cum apăram Whirlpool-ul, că nu mai știu. Whirlpool. Whirl. Păi password. Nu, password de fapt se numește. Nu mai știu cum se apelează Whirlpool-ul. A, WPH. Bine. Și 129 de caractere. 129. Trebuie să modificăm și în MySQL. Ok, și el ce-a pus? Facem WPH de input text. Și aici facem atunci la password sus de tot. Schimbăm și o punem pe 102. O punem 130 să fie. Save. Ok, am hash-ul parola. Verificăm dacă corespunde. Player info de pe password. Ok, dacă corespunde, te-ai logat. Punem și cash ID-ul. Mamă, câte peste tot trebuie să modific. Player data. Punem cash-ul. Aici nu avem timer, comentăm. De fapt, comentăm până aici.
Și la noi cum se numește în Godfather aia cu is player login? Se numește Ce cu is cumva. player login? Are Godfather o denumire pentru variabila asta. If player is locked. Sau, stai. Sau nu știu la ce te referi. Are un Is G. connected. Nu. Sau ce? Is player locked. Locked. A G player locked se numește. Chestia asta A, ce are știam, Godfather-ul. dar nu știam la ce te referi. Să respectăm cum are Godfather-ul. Ok, punem pe true. Aici copiem. De aici. Bă, să pui pâurile. Nu că copiem toată linia asta de aici. Nu, no, nu corect. Bine. Un dialog response. Perfect. Am pus aici. Login attempt, bla 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 bla. Delay kick, noi punem direct kick. Wrong password, bla 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 bla. Hu, tati, nu ne trebuie chestia asta cu hash-ul. Aici punem parola. Ok, username salt, noi nu avem salt. Deci, prin urmare, nu avem nici chestia asta de aici. Deci, prin urmare, mai tem și chestia asta. Și atunci avem doar aici ori locuim player info. Punem. Player info și punem pe password. Se apelează un player register, perfect. Și dacă nu se Dar de ce a pus spawnează acolo jucătorul, unde? procente? De ce a pus procente? Stai să mă uit care e diferența între procent e. E format string spawn. Căutăm acum și îți zic. Aici e un tabel ce înseamnă fiecare. Procent S e string și procent E. Opa, că nu găsesc. Procent E MySQL sump. Procent E. Interesant, bă. Procent EU. Stai că scrie aici. Da, citi. Face, de exemplu, în loc să primești MySQL injection, %EU îți taie automat toate caracterele care nu ar fi corecte, știi? Da. Asta face %EU. Ce numai bun pentru username. Păi, chiar perfect. E foarte inteligentă chestia. Player info de-aia de să știe player. și băieții noștri. Să știe și băieții noștri cum să... Cum stă treaba. Aici ne trebuie din nou linia cu VPH. E hashed password, se numește. Bla 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 bla. Ar trebui să meargă. Da, se mai întâmplă. Undefined Nu, symbol. mă luară țânțarii ăștia. A, iară. E plin de ei, mâncaiași. Sau mă mănâncă ei până îi mănânc eu. GIP, OTF, key, crash detector, streamer, comments, player progress. VP. Ok. Am adăugat nativ VP hash de aici undeva. Adăugăm și noi. Ok, nu mai are nimic cu nativ pe aici. Gata. L-ai prins? Ok, ne ducem la linia 6-5. No, no.
Aici nu recunoaște ceva pe password. Nu există pe password? A, nu, se numește pe cheie aici, nu? A, nu, pe mic. Stai, mă. Pe key se numește, zic eu. Știu sigur. Vezi? Pe key se numea. Acum, mai adăugăm unul pentru cash ID. Pe cash ID. Atunci și prin la 6611 l-am meditat undeva. Bla 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 bla. Aici. Player. Info. Uite încă unul, du-te bă de aici. Na, acum ar trebui să fie ok totul. Bine, pe 6606. Aici. Tag mistake. Nu știu ce am găsit aici. Dar de ce ai sign player data peste tot? Unde? Uite, mai ai una sign player data. Jos. A, chestia asta o să-ți facă preluarea din bază de date de care ți-am zis. A, gata, am înțeles. Casa lor de țânțar, fix aici se gândea. Tu te bă, îi termin acum. Ba, stai, să vezi. Login attempt. Cum se numește aici? Se numea altfel. În Godfather se numea key, bla 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 bla. Faci acum în Godfather cât n-ai făcut în viața ta. Da, good player log twice se numea. Se numește original. Așa că ne întoarcem și modificăm și noi. Și sună variabil în plus deloc. Să respectăm totul. Perfect, ar trebui să merg acum. Bineînțeles că nu merge. 6640. Nu recunoaște hashed password. Da, bine că trebuie să-l declar aici la început, bine. Mersi mult de tot. Puteam să-l declar înainte de tot, dar atunci era folosit la fiecare dialog și nu era o idee bună. Acum cine mi-e trebuie? 7816. Nu, pe 6642. Bine, că pe key-ul e 228. Pe key 228. E pe key 228. Să-l facem 229. Mamă, câte chestii mi-i convin. Bine, e comanda login pe care o eliminăm și comanda register pe care de asemenea o eliminăm. Gata, voi reveni. Pe bune. Ce bă, se joacă ăștia cu mine? Se joacă ăștia cu mine? Păi, e mama lor. Bine, primesc tag mistake de la cache, dar în rest e ok. 7816. Aici trebuie să declarăm. Am văzut de ce avem warning-urile, fiindcă trebuie să declarăm cu cash în față și atunci o să meargă totul. Uite, ne-au dispărut din erori. 7816, unreachable code. De ce e unreachable code? Bine, că avem aici un return-ul de unreachable code acolo. Să ștergem return-ul ăla de acolo. Dar de ce nu ștergem și chestiile astea, că s-a mențitoare? Le ștergem după. Și mai e încă un warning on player private msg. Ce face chestia asta?
nici nu face nimic și mai pune și pe return. Return, return 0. Ok, 6608. Acum trebuie să facem assign player data, care preia din MySQL și încarcă conturile. Ok, deci după ce am lămurit că noi avem assign player data, avem un player login cu parametrii my player ID și MySQL race check, nu putem să facem totul într-o singură funcție așa cum sunt la pe alte game moduri, în mod normal, știi? Atunci am assign player data și noi cum am făcut-o aici? Am făcut-o, am scris-o pur și simplu ca brânza. Atunci o scriem și noi aici pur și simplu ca brânza. Vedem dacă se apelează. Da, s-au apelat. Da, și acum trebuie să nu fie care chestie de genul. Mai trebuie să ne ducem la pe info și să adăugăm pe SQL ID. Și acum ne ducem înapoi la assign player data și noi loc de ID avem pe SQL ID, la fel aici avem player info și, cum a zis Cătălin, ne auzim după fast forward. Trader GTA România. Ăsta mi l-a dat un coleg când eram în clasa 1, tu îți dai seama, acum 9 ani. Și ăsta de-abia acum l-a găsit. Vai, da, chiar asta, mă jucam și eu GTA România. Poate facem clipă pe GTA România. Ce că Andy find symbol și îmi dă câteva pe aici. Ok, P-skin, la noi se numește P-car, parcă. P-skin se numește P-car. După care P-interior, P-interior. La noi se numește pâine T. Și da, nu găsește drag perk. Drag perk. Încă am uitat să punem un D, un P în față. Compilăm din nou. Nu mai găsește P upgrade. Poate nu are cu P în față. Ai pus un P mare în față. E un P upgrade, așa zici tu că este. Și da. P low zis. Nu găsește wins. A, că e un singur ț. 667. Noi am pus 2 de ț în 4 de date, mă rog. Compilăm? Yep. Nu, pui upgrade tot nu-i convine. Ne ducem la pui info. E, aia are g-ul ăsta în față. Bine. G-ul upgrade. De aia nu merge. 5, 9, 3. Nu da, știu ce face da. G-ul ăla. Nici eu nu știu, nu mă interesează. Bă, mă aude doar. Dă-mă mai încet. Bă, da, dar noi pusărăm în bază de date decât upgrade. Sau p-upgrade, cum pusă și? Nu știu, am pus p-upgrade, că am copiat de aici. Bă, dă mai încet că mă aud. Ce să dau mai încet? Volumul la calculatorul tău. Bă, noi suntem proști. De ce? Bă, noi nu intrăm pe Discord. Păi nu, eu înregistrez cu microfonul. De la căști, că nu mi-am luat bariera cu mine, știi? Că sunt sufragerii, ce am zis, de fapt. Și înregistrez cu microfonul de la căști. Mă sperii, bă, tu știi cât mă sperii? Că zic că înregistrăm ca proștii, de ce? Nu, ar trebui să meargă. Intrăm să testăm? Și după care facem și ce testatul. Să testăm cum merge. De-aia intrăm, cum să nu. Hai să punem serverul. Păi stai să mă conectez la camera ta. Dacă de fapt cred că sunt conectat. Perfect, punem game mode, se numește GF, salvăm, pornim. Firefunction is not found, VPH. Ok, trebuie să punem
Whirlpool, plugin-ul de Whirlpool. Pentru asta, la proiecte, tutoriale pe net, unde am observat eu, RG3-ul. Uite aici RG3-ul, plugins, copiem Whirlpool-ul, proiecte, mai GM, plugins, perfect, server CFG, mai adăugăm pe aici plugins, Whirlpool. Dăm restart la server, să-mi zici dacă vezi. Ce să văd? Perfect, merge. Enable type, popping is removed, enable zone name is removed, deprecated. Ai de viața mea. Acum noi intrăm pe un game mode din 2007, îți dai seama? Câte stai un pic, că nu merge. Ce nu se merge? Nu merge game mode-ul. Ce game mode nu merge? Adică nu merge să scriu un SAM server. Păi nici merge, nu merge local host-ul. De ce? Nu știu. Păi vezi că ai niște warning-uri acolo. Crezi tu că din cauza lor? Da. Noi că încercăm acum, le eliminăm și vedem. Ia să deschid eu GF-ul normal. Stai că deschid eu GF-ul normal, să spun dacă mie mi-apar alea. Enable tar popping, scoatem. Nu? Cel mai corect. Știi de ce își dădea restart în continuu? Nu. Am uitat să copiem folderul de script files, de-aia aș dădea restart în continuu. Ce fail a fost asta. Că nu putea să citească asta cu load card și toate cele, știi? De. Păi acum, păi hai să intrăm. The Godfather. Te băga și tu tare pe The Godfather. Trebuie să acolo, știi? Da, stai să văd dacă ți-am făcut cont în bază de date. Intrăm pe users. N-are cum să-mi fi făcut. Da, nu ți-ar văză cont în bază de date. De ce? Nu ți-ai făcut cont? Stai puțin. Băi, e o problemă. Ce problemă? Tu-ți făcuși cont? Nu, mă, cum o fac? Numele ăla de register, dar nu mi-apare ăla de login. Ce? Deci el trebuia să îmi dea register, da? Și pe de ce dădea register, mă dădea într-o cameră și îmi dădea login. Ok, register. Ce cu chestia asta? Spawn. Server close. Vezi? Connection. Ne-am uitat să facem un player register. Da. Trebuie să facem și un player register. Înțelegi? Da. Ok. Comentăm toate. Ce zici? Altă muncă și aici. Nu, no, că tocmai de aici vine MySQL-ul. Că la un player register nu se mai avem mult de făcut. Nu se vând decât chestia asta. Atât. A, da? Da. Ia ce frumusețe MySQL-ul. Bine, nu în asta constă, dar înțeles tu. Da, MySQL-ul se oferă multe, să știi că oferă. Opa. Cum se numește aici? Se numește... G-logged. G-player logged. De player ID egal cu 1. Egal 1. Nu suntem la if. Da, da, egal 1, ai dreptate. Set spawn info. Copiem chestia asta. Pac, 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 pac. Un player register. Da. Terminăm ce e aici. Dăm restart și vedem după cum e. Da, compilăm. Sperăm, da, mă, noi nu pusem un player register. Da, de-aia aveam eroarea. Bine. Bă, să pui ID-ul. E pe SQL ID aici. Ce ID să pun? Ăla, vreau să-l schimbi. Perfect. Acum trebuie să dăm un GMX. Stai că la un player register noi nu avem decât un singur parametru. Și trebuie să modific aici. Da, mai compilez toate și văd acum. Aici mai avem eroare că în loc de players, în loc de players trebuie să punem users. Alte eroare. Merge, nu știu dacă merge.
Merge un Deci căcat. un căcat. Bine spus. Ok, aici am primit error 1364 while executing query. Insert into users, username-ul și parola, care e lungă. Field level doesn't have a default value. Pentru asta intrăm la structură. Păi levelul trebuie să fie 1, parcă, nu? Da, să punem pe 1. Change default as defined 1. Save. Asta era chestia. Vedem dacă e numai asta. Da, trebuie să punem default value la toate. Pentru că băia deștept am găsit o cale mai rapidă. Ha, ha, ha. Am dat export MySQL și pun direct cu copy-paste. Origin 0, nimic, nimic. Ia, de fapt n-am un replace. Ce program e ăsta? E bracket se numește. Replace. Păi și ce face ăsta? Replace-ul e default 0. Păi e ca un notepad plus plus, numai că arată altfel. Dăm drop, dăm ok, dăm import, dăm SQL-ul, se numește users.sql, go, perfect, dăm mare users, apare totul ca lumea, ia, intră pe server, dacă și acum apare eroare, mă, eu mă cac. Apărut astea mysql.log. Stai așa. N-ar trebui să mai avem erori. Stai că până intri tu, intru eu. Stai așa că intrai, gata. Merge? Nu-mi zi. Da. Nu-mi zi, mă. Merge, nu merge, mă. Cum nu merge? Apare... Ba, 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 ba. Account register, ok. Stai că-s prost, gata. Mail. Merge, merge. Merge, dar de merge. Ce apar de două ori astea? Mie mi-a apar de câteodată. Mie mi-a apar de două ori. Now you'll proceed to the tutorial. Skip. Nu există skip în chestia asta. Uite, așa arată un game mode în 2007, ești nebun la cap. Bă, lasă-mă să continui tutorialul. Am încheiat partea cu înregistrarea și autentificarea și vom face comanda set stat, după care vă lăsăm pe voi să treceți restul comenzilor pe MySQL, deoarece aici se încheie treaba noastră. Corect, Mata? Bă! Ama? Tu ai fost atent la ce-am zis. Mare, reload. Gata, am intrat la bază de date, văd că am level 1 și îmi pun adminul. Cât zice că e maximul? 1338. Punem 1338. Ești eu sigur că pune și mie. Pune și mie. Ți-l pun și ție, dar stai uțiră. Ah, hash. 1, 2, 3, 4, da, 1, 3, 3, 8, 3. Ai dreptate. Bă, ascultă-mă, jocul father de atâți ani. Gata, ți-am pus 1, 3, 3, 8 și să vedem dacă le încarcă. Mhm. Da, eu acum să mă conectez înapoi. Punem parola. Wrong password. Ce că wrong password? Ok, am descoperit un bug. Deci, bugul e că nu detectează ce parolă scriem noi la un player login. Ok, nu ce mai player login, bla bla bla, login, dialog. Trebuie să facem chestia cu hash. Login, da, e trecută. Gen, îl hash-uiește, da. Nu știu ce trimite mai departe. Ok. Hash password, string compare, hash password cu ce în pâchei. Pâchei. Ok, poate din pâchii nu prea cum trebuie. S-ar putea să fie o teorie de-a mea. Pâchii. Ok, aici o pune bine, aici o pune bine. Noi când intrăm efectiv, ok. Ok, nu mă interesează. Password, aici trebuie să punem 129. Și acum ar trebui să compilăm. Haide, hai cu data. GMX.
sau să că dau manual, că mai rapid. Bă, gata, au pornit. Ideea e că noi acum stăm după tutorial, fiindcă nu setăm în MySQL update-ul, știi? Aha, you have been successfully logged. Da, ok, și eu la fel. Aha, și dar de ce mi-apare faza asta cu mail or female de două ori? Nu știu, și mie mă pare la fel. Da, noi nu salvăm după ce stream înregistrare, noi nu salvăm de aia, știi? De aia se întâmplă asta. Păi da, normal. Pune USA, USA. Am pus și eu USA. Ok, deci merge și AH-ul, preia din baze de date toate câmpurile. Acum, hai să facem comanda set stat, să vedem, să o facem efectiv, să le arătăm cum trebuie să pună un update query. Se vede ce rot așa urât. Nu știu nici eu. E vremea, probabil. Când setez la amândoi în baze de date, registrarea pe 1. Ca să nu mai stăm după tutorial, știi? Gata, ne-am setat la amândoi pe 1. Sunt curios acum să văd unde mă spawnează, știi? De că ne punem și sexul pe 1. Punem și vârsta pe 20. Intrăm la origin. Ok, bla 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 bla. Punem 3-ul. Să fie, nu, originul e 1. 1 pentru USA. 1. Și aici la fel 1. USA de fapt în Los Santos. Ok. Acum facem set statul. Și vom face doar pentru level. Hai facem doar pentru level. Ai de ajuns. Acum un mic truc. Intrăm pe sam.ro la secțiunea forums. Am făcut un tutorial care explică exact ceea ce urmăm noi să facem. Intrăm la tutoriale unde el a făcut de Maurice. Cum să creezi update player data și query într-o singură comandă. Astea vă va ajuta enorm. Deci, avem funcția set. Ce nume i-a furisit? Faci tutoriale de ăștia de șmecherii? Păi da, ca să nu scrii, păi ca să nu scrii gen și player info egal și query-ul după, faci o funcție care să ți le scrie pe amândouă. Da, da, da. Interesant, nu? Asta o să vă ajute când convertiți game moduri. Asta m-a ajutat pe mine, de exemplu. Și aici, mă, normal ar trebui să facem asta, după care query, nu, după care format și query. Dar noi vom face doar set player data int player, de aici de fapt e give player ID, pe info se numește pui level la noi și în loc de age vom pune level și în loc de 1, nu, atâta trebuie, nu, și în loc de value, aici ultimul parametru e value și nu voi pune amount. Set field egal cu value, bla 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 bla. Ok, ar trebui să mergem. La fel, facem level, ce să mai facem? Facem drag skill pe job. Uite, facem și la job, să nu zică lumea că suntem neșințiți. Facem pe job. Aici e job. Compilăm, sper să nu avem erori. Bineînțeles că avem. Set player default data int. Vrei să pui în Europa. Că nu e bună USA. De ce nu e bună USA? E în sus am fierul și nu-mi place. Se pune Europa? Adică 2. Ok. În loc de SQL punem GSQL. Și ID DB field pe SQL ID. Totul ar trebui să fie exact ca la carte. Ok. Pe 26382 tag mistake 26382 și pe 26383 avem tag mistake p info 26382 e cu p mic și info mare. Da, crezi că contează oare? Da, ne uităm acum. Nu,
Intrăm la 1.4.3.0.7.1.4.3.0.7. Ce ne convine aici? 1.4. A, că trebuie cu PM, cum ai zis tu. Opa. PM-info. Și mai jos la fel. PM-info. Dăm acum. Merge perfect. Dăm un Și restart. pune 2 acolo, pune 2. La origine. Mhm. Punem parola. Successfully logged in. Bă, de ce trebuie să fac chiar tutorialul? Nu știu, nu-mi nicio mai vagă idee. Punem set stat 0. Ce-ți merge? Nu, o să-ți pun un status. Level-ul ți-l pun pe 10. Pe mane? Stai puțin, intru în contul cu users. Și uite, ți-a pus level-ul pe 10. Bă, dar e o problemă cu asta, de ce nu merge tutorialul? Uite că de ce nu mă spawnează? Uite, am dat și check pe tine și ai level 10. Set HP, iama 0. Na, ideea e că noi ne-am încheiat partea, gen avem partea cu MySQL. Mai trebuie să lucrăm la partea cu înregistrarea, dar în principiu game mode-ul a fost trecut. Corect? Corect. Unfreeze. Wow. Cum e din casa asta? Exit. Ce caut aici? Nu știu. Mă rog. Asta e casa de la tutorial. Lol, mai știi pe server pe vremurile vechi, când dacă nu aveai bani intrai la închisoare? Păi da, așa e și acum pe că... Doamne, ce fain. Mi-e dor de vremurile alea. În acest tutorial a fost pentru oamenii vechi care joacă Sam de mult și care le dor de chestii foarte vechi. Tu cu sobul, mama ta de subit. Nu, hai să nu luăm rămas bun de la oamenii noștri. Stai că am rămas o coajă de sămânță pe gât. Stai așa. Bun. Păi cam asta a fost tutorialul de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Eu am fost Cătălin. Și am fost Mihai. Ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. Pa, pa. Ciao.